Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni. Potrivit specialiștilor, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite. În săptămâna 25 septembrie, 2 octombrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi deficitar în toate zonele, dar mai ales în cele vestice, nordice și centrale. În săptămâna 2-9 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Regimul pluviometric va fi în general deficitar în majoritatea regiunilor. În perioada 9-16 octombrie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice acestei perioade în toate zonele, dar mai ales în sudul și estul țării. Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, nordul și centrul teritoriului, în timp ce, în rest, cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână. În săptămâna 16-23 octombrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în toată țara.